Deși pandemia de COVID-19 din Moldova are deja un efect foarte înspăimântător, virusul nu a ajuns nici pe departe de punctul său culminant. Iar o declarație în acest sens a fost făcută de către Viorica Dumbrăveanu în cadrul emisiunii Puterea 4 de la postul nostru de televiziune, unde a mai menționat că, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, greul adevărat abia începe. Deci dacă noi ziceam de un scenariu pozitiv, atunci când măsurile sunt implementate, sunt respectate, noi analizăm posibilitatea ca să avem până la 3.000 de infectați, atunci când situația iese de sub control, și în mod special aici vorbesc de transmiterile locale, Organizația Mondială a Sănătății, cu toate scenariile aplicate, calculele realizate, inclusiv prognozează cifra de 28.000 de persoane infectate și mai mult poate fi. În context, mai spune ministra, luna aprilie ar putea să fie una foarte dură. Din acele discuții și analize care sunt realizate cu specialiștii în domeniu, și aici vorbim și de OMS și vorbim de epidemiologi, în condițiile date, valul cel mai mare care urmează să vină asupra Republicii Moldova, asta va fi cea de-a doua săptămână și a treia săptămână din luna aprilie. Deci noi nu am ajuns în apogeu. Totuși, deși experții spun că am putea scăpa de COVID-19 până la vară, problema în sine nu va putea fi rezolvată în totalitate, a mai precizat Viorica Dumbrăveanu. Și eu vreau să vă zic că vom avea un răgaz, așa cum ne vorbesc specialiștii cu adevărat. Va exista un răgaz de câteva luni, dar însăși experții în domeniu menționează că în toamna anului curent el va reapărea din nou, deci, într-adevăr, se presupune că puterea, haideți să spunem, de răspândire acestuia va scădea începând cu luna iunie, și asta o vorbesc deja mai mulți specialiști și sunt niște date care sunt bazate pe analize, pe studii, dar aveți perfectă dreptate, el nu va dispărea pentru totdeauna, adică în sezonul rece următor noi ne vom confrunta din nou cu acest virus. Tocmai din acest motiv, Viorica Dumbrăveanu i-a îndemnat din nou pe cetățeni să fie și mai responsabili în următoarele săptămâni, respectiv odată ce situația se va ameliora și va exista acea perioadă de răgaz, să se pregătească din toate punctele de vedere pentru un nou episod al pandemiei de COVID-19.